Două familii din comuna Volovăț sunt într-un conflict permanent, iar cauza principală este un teren. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Acte falși, făcute de fosta inginere și ștampilate de fostul primar. Halip. Fosta inginere Vasilovski Ileana a făcut acte falși la Olariu Gheorghe și Olariu pe 12 ani de pământ a omului meu. Al lui Olar Constantin. Olariu Gheorghe ne-a dat în 2001 judecate, în 2002 a pierdut judecata. O pierdut judecata și am câștigat noi. Și eu am toate actele, întabulat, noi suntem întabulați, noi avem o tărâie, noi avem toate. Și aici tot se bagă la noi. Om pe zgadă, i-am dus la DNA. Pe fostul primar, pe fosta inginere, pe Olariu Gheorghe, cea la care i-a făcut, fosta inginere i-a făcut actul fars pe 12 ani din terenul omului meu, Olar Constantin, și pe Beșa Nehai, inginerul, a venit și ne-a măsurat și când a venit, ne-a măsurat bine și când a venit în ideea actele, s-a ajuns cu dânsa și a luat jumătate de metru de la noi și a lăsat câte dânsa. Și pe toți patru i-am dat la DNA. A venit de la DNA în sat, ne-a luat declarații, 10 fili de căie, ne-a luat poliția declarații și amu o dat înapoi la DNA să văd ce se facă. De când durează procesele astea? Procesurile astea din 2001. În 2001, în 2000 s-a gătit, a venit președinta tribunalului la fața locului, noi am câștigat. Eu doresc asta, să și trași la răspundere, asta am făcut și la DNA, mi-a făcut de la Liga Coruptelor cineva. Asta am cerut, să și trași la răspundere pe care ce-au făcut și să mă desfăgubească pe mine. Eu am cheltuit bani, am blat pe drum. Dacă nu era la nostru, domnule, el a avut 3 avocați și eu m-am judecat cu actele drepte. Cu actele. Eu n-am avut nici un avocat. Până la curtea de apel m-au dus cu 3 avocați. Și eu niciunul. Cu actele drepte m-am dus până la curtea de apel. Cea de-a doua parte implicată nu a vrut să facă niciun comentariu privitor la această problemă. E foarte supărat, implicat. Da. Exact, bine, da, bine, nu vă spălați, doamnă avocată, mulțumim mult și de bună. Da, nu că am vrut să vă spun totuși problema care s-a ivit. Bine, mulțumim mult și de bună. Sărna. Nu vreau să vorbesc și eu, dar... Nu v-am chemat, nu avem și discutat. Nu vă cunosc, cu cine să discut. Inginerii care efectuau unele măsurători s-au simțit lezați de apariția presei și au luat măsura cea mai la îndemână. Au părăsit locația. Dar de ce, doamnă, stați așa, dar de ce să nu se poate filma în cazul unei expertize? Domnule, asta este un act de justiție care se face pe teren. Da. Dumneavoastră mergeți în sala de justiție și filmați actul de justiție? Hai, domnule, lăsați-o, deci glumă, dar de acum... Da, vă chiar vă rog frumos, eu sunt pe un spațiu public. Mă duc acolo jos frumos unde este spațiu public. Deci eu dacă chem 112 acum și vine un echipaj de poliție... Da. Doamna, ați chemat pe domnul ăsta? Dar care este? Stați un pic, faceți-mă să înțeleg care ar fi problema. Doamne, dar aici trebuie să fără o expertiză. Ok. Și ce, mie trebuie scandal să filmeze? Doamne, dar eu n-am treabă cu dumneavoastră. Cum dumneavoastră vă faceți treaba aici, domnule, așa-mi vin și eu și-mi fac treaba. Doamna, ați chemat pe domnul ăsta să filmeze? Deci, oricine ar fi, își face treaba. Ați făcut foarte rău dacă ați făcut lucrul ăsta, doamne. Eu am plecat în momentul ăsta. Dar asta e treaba dumneavoastră. Cum vă faceți treaba, îmi fac și eu treaba. Nu lasă pe mine. Deci, pentru faptul ăsta că domnul refuză să plece de aici, eu nu pot face în continuare expertiza, am să științez instanța și am să dispun... Am de gen lucru. Dacă aveți nevoie de poliție, domnul Nică a zis că vine oricând. Doamna, ați făcut foarte rău. Domnul Nică, am vorbit cu el oricând intervine. Aici e o treabă și noastră de...
să fie hotărâri, ghilezi, nu... Da. Cum ce se scoală, chiar pe toate lumea. Este pe teren public. Stai, nu știu cum e asta.